Mulțumim Domnului care, așa cum am cântat, s-a îndurat de noi și ne-a iertat. Astăzi vom face referiri specifice la iertare în lecția a doua din ciclul Asemănările Împărăției lui Dumnezeu. Ce este Împărăția lui Dumnezeu? Un loc al reconcilierii totale. La creație, omul a fost așezat într-o poziție de favoare înaintea lui Dumnezeu. Știți că în grădina Edenului totul era părtășie cu Dumnezeu, bucurie și plăcere. Dar în jur, în univers, se produsese dezastru. Diavolul și acoliții săi se răzvrătiseră împotriva lui Dumnezeu și curând și oamenii creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu au fost cuprinși în această stare și de atunci și până astăzi și oamenii sunt parte din acest conflict cosmic. Scriptura ne prezintă în primele trei capitole toate aceste fenomene care au sfârșit cu expulzarea omului din rai și îndepărtarea lui din părtășia cu Dumnezeu. Într-un mod binecuvântat, ultimele trei capitole din Scripturi ne prezintă revenirea omului în această părtășie sfântă. Pentru că Dumnezeu avea un plan de salvare a creației, de redare a fericirii omului. Un plan care a precedat creația și prin care Dumnezeu urma să-și dezvăluie dimensiunile dragostei sale, capacitățile înțelepciunii și puterii sale. Iar cei răzvrătiți urmau să-și suporte efectele păcatelor lor. Iată ce spune Scriptura în Coloseni capitolul 1 despre acest plan etern și felul în care Domnul Hristos urma ca totul să fie readus în armonie cosmică. Coloseni capitolul 1, citim de la versetele 19 la 21. Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El și să împace totul cu Sine, prin El, atât ce este pe pământ, cât și ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii Lui. Și pe voi, care odinioară erați străini și vrășmași prin gândurile și prin faptele voastre rele, El va împăca acum. Mulțumim Domnului pentru aceasta. Iată cum prin Domnul Hristos, cerurile și pământul vor fi readuse aproape de tronul lui Dumnezeu, în așa fel încât în final ne spune Scriptura că Dumnezeu va fi totul în toți, adică nu va mai fi niciun dezacord, o reconciliere totală. Cât despre ceilalți, cum spuneam, vor fi îndepărtați și își vor suporta consecințele faptelor lor, așa cum a profețit Enoch, citim din Epistola lui Iuda, capitolul 1, versetul 14 și 15, și pentru ei a prorocit Enoch, al șaptelea patriarh de la Adam, când a zis, iată că a venit Domnul cu zecile de mii de sfinți ai săi. Deci cei rămați fidel lui Dumnezeu, ca să facă o judecată împotriva tuturor și să încredințeze pe toți cei nelegiuiți de toate faptele nelegiuite pe care le-au făcut în chip nelegiuit și de toate cuvintele de ocară pe care le-au rostit împotriva lui acești păcătoși nelegiuiți. Adică cei ce au afectat armonia divină, îngeri sau oameni, vor fi dovediți ca vinovați și îndepărtați, rămânând doar cei binecuvântați în preajma Marelui și Veșnicului, binecuvântat, slăvit să fie El. Acum pe pământ lucrurile sunt într-o schimbare continuă, stările de conflict înaintează, în final va fi o ultimă bătălie, cea mai puternică, după care se va instaura această stare de pace. Vreau să observăm mai întâi, ca și în lecția anterioară și în cele ce vor urma, câteva imagini ale reconcilierii în pildele din Evanghelii. Prima pildă ce vom discuta, Matei capitolul 18, versetele 21 la 35.
Eu am numit această pildă, cel puțin prin prisma subiectului nostru, pilda iertării și neiertării. Atunci Petru s-a apropiat de el și i-a zis: Doamne, de câte ori se ierte pe fratele meu când va păcătui împotriva mea? Până la 7 ori? Iisus i-a zis: eu nu zic până la 7 ori, ci până la 70 de ori câte 7. Aceste referințe matematice nu trebuie să fie înțelese pur matematic. Și trebuie să înțelegem că Dumnezeu propune o reconciliere totală și oricât de grav ar fi situația, orice stări conflictuale și de dezacord ar fi între anumite persoane, trebuie să se producă o iertare și să se instaureze o pace deplină. De aceea, de aici pornește Domnul cu pilda: în împărăția celor se aseamănă cu un împărat care a vrut să se socotească cu robii săi. A început să facă socoteala și i-au dus pe unul care îi datora 10.000 de galbeni, o sumă imensă. Fiindcă el n-avea cu ce plăti, stăpânul lui a poruncit să-l vândă pe el, pe nevasta lui, pe copiii lui și tot ce avea și să plătească datoria. Pe dreptate. Robul s-a aruncat la pământ, i s-a închinat și a zis: Doamne, mai îngăduiește-mă și îți voi plăti tot. Stăpânul robului aceluia, făcându-i se milă de el, accentul cade pe milă, pentru că ea a determinat iertare. Favoarea ce i-a fost acordată. I-a dat drumul și i-a iertat datoria, datoria aceea mare. Robul acela, când a ieșit afară, a întâlnit pe unul din tovarășii lui de slujbă, care i-a dator 100 de lei, o sumă foarte mică în raport cu cealaltă. A pus mâna pe el și o strângea de gât, zicând: plătește-mi ce mi-ești dator. Era drept să spun așa, în sensul de a cere datoria, nu neapărat de a-l strânge de gât. Dar iată cum această pildă scoate în evidență faptul că oamenii ajung să fie iertați de Dumnezeu de o mulțime de păcate. Și ei între ei, nu doar că nu se iartă, ci neiertarea lor devin foarte răi, unii cu alții. Tovarășul lui s-a aruncat la pământ, îl ruga și zicea: mai îngăduiește-mă și îți voi plăti, exact cum el a cerut în fața stăpânului. Dar el n-a vrut și s-a dus și l-a aruncat în temniță până va plăti datoria. El fusese amenințat cu închisoarea, dar nu numai el, toată familia. Și-a scăpat. Dar el, iată că nu i-a fost milă de un altul să stea închis. Când au văzut tovarășii lui cele întâmplate, s-au întristat foarte mult și s-au dus de-o spus stăpânul lor toate cele petrecute. Atunci stăpânul a chemat pe robul acela și i-a zis: rob viclean, eu ți-am iertat toată datoria, fiindcă m-ai rugat, nu există nicio altă motivație. Și acum vă rog să comparați versetul 27 cu versetul 33. Și din aceste două versete să avem două imagini. Prima, stăpânul stând pe tron, pe un scaun de judecător, împăratul, cum de altfel este prezentat aici, și robul în fața lui, închinat până la pământ, cerând milă. O a doua imagine, versetul 33, stăpânul îi zice acestuia care stătea la cum pe tron și nu vrea să acorde iertare, pentru că și tovarășul lui scrie în versetul 29 că s-a aruncat cu fața la pământ. Două imagini. Prima în care s-a oferit iertare pentru o sumă mare, a doua în care nu s-a oferit iertare pentru o sumă foarte mică. Și zice stăpânul, versetul 33, oare nu se cădeai și ai și tu milă de tovarășul tău, cum am avut eu milă de tine? Și îmi place versetul acesta 33 în varianta Cornilescu, pentru că observați cum scrie una sub alta, așa ca la matematică, să le putem, să facem scăderea, operația. Tu milă de desubt, eu milă. Și cât ar fi rămas dacă stăpânul ar fi iertat de 100 de lei, cât ar fi iertat el? Rămânea cu o datorie încă imens, nu doar 9.900, mai mult că 100 de talanți
e mai mult decât 100 de lei. Și putea să-i spună stăpânul, te iert și eu exact de suta care tu poți să o ierzi de la el. Aceea nu mi-o mai dai mie și el nu să nu ți-o mai dea ție. Vă rog să observați cât de greu era la matematică omul ăsta. Lui 10.000 de galbeni minus 100 de lei, rest 100 de lei. Ce matematică șchioapă. A uitat total ce hari s-a făcut lui, ce calcul rezonabil, puțin spus, s-a făcut pentru el. Drept urmare, scrie în versetul 34, stăpânul s-a mâniat, l-a dat pe mâna chinuitorilor până va plăti tot ce datora. Tot așa, acum apare regula generală și explicația. Va face și Tatăl meu cel ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său. Cu ce se aseamănă împărăția lui Dumnezeu? Cu această pildă a iertării și neiertării. În cer se poate ajunge iertat dacă ierți. Pentru că iertarea robilor de către stăpâni, de către stăpân, și iertarea reciprocă a robilor este o condiție indispensabilă a evitării condamnării. Altfel, ne așteaptă pedeapsa eternă. Eu nu știu dacă aici Petru a avut probleme cu Andrei, fratele lui de corp, cu vreun alt evreu, dar putem înțelege din felul în care el pune problema: Doamne, până când? Sau de câte ori? Până la 7 ori? Din moment ce el a propus sau s-a angajat să dea iertare de 7 ori, înțelegem că era dispus să ierte, dar numai în anumite condiții, în anumite limite, nu totul, nu orice, nu oricând, nu pe oricine. Dragii mei, Domnul Hristos ne-a învățat în rugăciunea Tatăl nostru să spunem într-un mod foarte direct, și de aici rezultă fie mântuirea noastră, fie condamnarea noastră. Matei, capitolul 6, versetul 12, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Doamne, nici mai mult, nici mai puțin. Varianta din Luca îmi pare interesantă. Luca 11, unde apare rugăciunea Tatăl nostru, asta pentru că, având în vedere cele scrise în Deuteronom, evreii erau nevoiți în anul al 7-lea, anul iertării, să ierte anumite împrumuturi pe care le oferiseră în sume mici fraților din localitățile lor sau cele învecinate pentru condiții minime de viață. Luca 11, versetul 4. Și ne iartă nouă păcatele noastre, fiindcă și noi iertăm oricui ne este dator. De aici, corelat cu Deuteronom 15, înțelegem că noi trebuie să iertăm vorbe, fapte, dar și anumite datorii financiare sau materiale. Toate se includ în această nevoie a iertării. Poate cele mai grave probleme în acest domeniu le-au cei ce împrumută sume mari. Asta este afacerea lor, a riscurilor. Scriptura spune să împrumut sume mici pentru nevoi curente și acestea trebuiesc iertate ca și alte vorbe nechipzuite sau alte fapte pe care oamenii le comit unii împotriva altora. Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca în cinstea iertării care ne-a dat-o să iertăm și noi din toată inima pe cei din jur. Asta cu adevărat? Să audă și cei cu care am mai avut noi anumite probleme și pe care îi ținem într-un arest invizibil, dar bine cunoscut în mintea noastră? Un loc al reconcilierii totale înseamnă să ierți în așa fel încât să poți să stai în rai, pe un scaun foarte aproape.
de cel cu care ai avut probleme. Nu să-l strângi de gât, ci să-l strângi în brațe. Asta este ceva total diferit. Toate acestea trebuie dăruite, toate iertările acestea, toate harurile, iubirea de care trebuie să fie urmată iertarea, numai în cinstea iertării pe care Domnul ne-a dat. Pentru că, să observați, împăratul nu i-a zis trebuia să ierți o sumă mică, pentru că atunci ar sări în sus cei care au sume mai mari. Sau Petru, care a zis până la 7 ori da, dar de acolo mai discutăm. Iertările interumane pentru orice situație se acordă în baza iertării pe care noi am primit-o de la Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul care ne-a iertat. Iată o a doua pildă. Luca 15, versetele 11 la 32. Chiar dacă aici nu scrie că împărăția se aseamănă cu ceea ce citim, evidențele sunt foarte clare. Din nou avem un tată și doi fii care erau cel puțin într-o vreme în conflict cu tata, dar în conflict și între ei. Scrie la versetul 11, un tată, un om, avea doi fii. Cel mai tânăr a zis tatălui: tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl le-a împărțit averea. Noi aici pe pământ primim de la Dumnezeu anumite bunuri, viața și altele aferente ei. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns tot, a plecat într-o țară departată unde și-a risipit averea, ducând o viață destrăbălată. În primul rând, aici apare ruptura păcătosului de Dumnezeu, a unui om care nu vrea să trăiască în părtășie cu Dumnezeu. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus, a lipit de unul din locuitorii țării aceleia, a căutat companie, ajutor, bunăvoința cuiva, că l-a trimis pe ogorul lui să-i păzească porci. N-a mai găsit el favoare ca la tata și daruri cum erau cele primite prima dată. Mult ar fi dorit el saturi cu roșcovele pe care le mâncau porci, dar nu i le da nimeni. Când scrie aici că nu i le da nimeni, înțelegem că nu mai avea pe nimeni aproape. Nu mai avea niciun prieten. Că e scris că prietenii sunt doar pentru bogați, nu pentru săraci. Și a venit în fire și a zis: câți argați ai tatăl meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și voi zice: tată, am păcătuit împotriva cerului, și iată imaginea cu împărăția cerului, referința. Și împotriva ta nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Era mulțumit și cu atât. Pentru că la urmă urmei, noi oamenii am fi mulțumiți și să ne mai primească Dumnezeu în condiții nefavorabile, doar așa să ne lase să trăim. Dar Dumnezeu avea în plan ceva mai bun, așa cum evidențiază această pildă. El s-a sculat, s-a dus la tatăl său, cum a gândit așa și vorbit, versetul 21, tata, am păcătuit împotriva celui și împotriva ta, nu mai sunt vreți să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi: aduceți repede haina cea mai nouă, îmbrăcați-l cu ea, puneți-i un inel în deget. Aici însemna din nou redobândirea autorității, încălțăminte în picioare. Robii umblau desculți în vremea aceea. Aduceți vițelul cel îngrășat și începe favoarea să prindă contururi bogate. Să mâncăm și să ne veselim, căci acest fiu al meu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. O părtășie ruptă este refăcută. Au început să se veselească. Fiul cel mai mare era la ogor. Când a venit să apropie de casă, a auzit muzică și jocuri, a chemat pe unul din robi și a început să-l întrebe ce este. Robul acela a răspuns: fratele tău a venit înapoi și tatăl tău a tăiat vițelul cel îngrășat pentru că l-a găsit iarăși sănătos și bine. El s-a întărătat de mânie și nu voia să intre în casă. Cu siguranță, el ar fi vrut să intre în casă dacă tata avea un vițel tăiat, dar să nu fi fost fratele lui. Unii oameni se bucură să-i primească Dumnezeu, dar nu deodată cu ceilalți, nu împreună cu alții. A spus odată o doamnă a unui boier,
Doar nu o să mă ducă Dumnezeu în rai cu toate țărancele mele de pe lan. Da, fie că e vorba de clase, de poziții sociale diferite, fie că e vorba de stări de păcate diferite, Dumnezeu, cu ocazia reconcilierii totale, vrea să-i ducă pe toți în același loc, în aceeași armonie binecuvântată. Se spune că după cel de-al doi război mondial, în zona Alsaciei, erau într-o biserică și francezi și nemți. Și fiind în dușmănie, nemții s-adunau la subsol și francezii la parter. Serbau cina. Numai că francezii au înțeles că Domnul nu vrea să dea binecuvântarea și nu vrea să fie prezent la masa lor. Și cineva a rupt tăcerea, starea aceea de împetrire, și a zis: chemați pe nemți, poate vine și Domnul Iisus. Pentru că Dumnezeu vrea ca la bucuria ce ne-o pregătește să fie prezenți toți deopotrivă. Iese tata afară și acum se evidențiază conflictul dintre tată și fiul acesta, care nu era rău, dar nu avea o unitate, o părtășie bună cu tatăl. Tatăl a ieșit afară, l-a rugat să intre. Dar el, drept răspuns a statului său: iată, eu slujesc ca un rob de atâția ani și niciodată nu ți-am călcat porunca. Vă rog să observați ce ciudat sunt oamenii. El se lăuda că niciodată n-a călcat porunca, în clipa în care călca porunca. Porunca era să intre în casă. Și el spunea: eu nu ți-am călcat porunca, Doamne ferește. Dacă n-ai călcat-o, n-o călca acum, poftim. Și nu l-a trimis la lucru, l-a chemat la masă. Pentru că adevărata stare pe care Dumnezeu și-o dorește se evidențiază prin comuniune. De aceea cei din biserica primară stăruiau în dragoste, în legătura frățească. Este o asemănare a împărăției lui Dumnezeu. Numai cei ce acceptă comuniunea, numai cei ce sunt cuprinși de Duhul Dragostei, vor avea parte din împărăția lui Dumnezeu. Și continuă fiul cel mare spunând: mie niciodată nu mi-a dat măcar un iet să mă veselesc cu prietenii mei. Cu alte cuvinte, avea și el dorințele lui extra, numai că nu le-a manifestat în mod vizibil. Și acum vorbește tatăl referitor la părtășia care și-o dorește. Versetul 31. Fiule, tu întotdeauna ești cu mine. Asta își dorește Dumnezeu, să fim cu el întotdeauna. Și asta pentru vecii vecilor. Și mai urmează ceva. Și tot ce am eu este al tău. O comuniune eternă înseamnă un drept nelimitat comun asupra tuturor bunurilor. Cum spune un vers: casa mea și cerul său, dar ce avem e una. Și asta este o mare binecuvântare, mulțumim Domnului. Și se încheie cuvintele Domnului cu ceea ce tatăl a spus și acestui băiat al său, mai mare: trebuia să ne veselim și să ne bucurăm, pentru că acest frate al tău era mort, a înviat, era pierdut și a fost găsit. O a treia imagine este una mai de ansamblu, pentru că de fapt sunt mai multe imagini Evangheliei. Domnul s-a evidențiat prin primirea copiilor, a femeilor. În mod deosebit, evanghelistul Luca scoate în evidență cum Domnul le-a acceptat și pe ele în preajma sa, apoi a străinilor. Știți că Domnul vorbește în sinagoga din Nazaret despre felul în care Elie și Elisei au fost călăuziți de Dumnezeu să ofere har unor străini din afara Israelului, ceea ce i-a întărâtat pe evrei. Amintiți-vă că și atunci când Pavel a spus că a fost trimis la neamuri, l-au suportat până la vorba aceea. Și când a spus-o, au sărit în sus ca arși. Nu! Amintiți-vă ce spunea Petru când s-a dus în casa lui Corneliu: nu este îngăduit. Pentru ei neamurile erau exact ce s-a arătat în fața de masă, ce s-a coborât în mod repetat, pentru că el să înțeleagă. Dar în mod deosebit această imagine iese în evidență când Domnul primea pe păcătoși. Ei împărțeau oamenii în două categorii: cei neprihăniți după tiparele lor și cei păcătoși, sau așa numiți ceilalți oameni. Și i-au spus-o Domnului, i-au zis ucenicilor de mai multe ori: de ce primește pe păcătoși și mănâncă Domnul cu ei? Pentru că voia să arate cum este imaginea împărăției lui Dumnezeu.
Împărăția cerului se aseamănă cu o părtășie la care participă toți. Și cei ce găseau pricine de potignire în atitudinea Domnului nu își imaginau corect împărăția lui Dumnezeu. De aceea, Domnul le spunea, amintesc mai multe referințe din Evanghelii, Matei capitolul 8, să înțeleagă altfel lucrurile. Matei 8, versetele 11 și 12. Dar vă spun că vor veni mulți de la răsărit și de la apus și vor sta la masă, observați comuniunea cu Avram, Isaac și Iacov în împărăția cerurilor. Iar fiii împărății vor fi aruncați în întunericul de afară, asta a fost lecția întâi, selecția, unde va fi plânsul și scrâșnirea dinților. O masă care se reunească pe cei din veacuri diferite, din zone geografice diferite, culturi diferite, statut social diferit, sexe diferite, vârste diferite, toți să fie împreună. Se spune că un împărat care nu putea să împace o rivalitate tribală a dat o masă cu oamenii din cele două triburi și a poruncit armatei sale la fiecare să elege o lingură cu o coadă lungă aproape de un metru de mână. Și vă rog să vă imaginați la mâncăruri împărătești cu o lingură așa sau cu o mână, imaginați-vă încă cu un metru mai lungă și să n-ai posibilitatea să o articulezi, nimeni nu putea să mănânce. Pentru că să se învețe fiecare să servească pe altul cu lingura. Și așa aștepta la pomană altcuiva ca să-i vină și lui rândul, să-i dea altul în gură. Că așa trebuie Dumnezeu adesea să ne facă să înțelegem, să ne acceptăm unii pe alții. În Luca, capitolul 9, scrie despre Domnul Hristos care primea pe toți oamenii. Versetele 10 și 11. Apostolii când s-au întors, s-au istorisit lui Iisus tot ce făcuseră. El i-a luat cu sine și s-a dus la o parte lângă o cetate numită Betsaida. Dacă textul s-ar opri aici, am înțeles că Domnul a făcut o selecție și de ce răzda vreau să știe. Dar textul continuă. Noroadele au priceput lucrul acesta, au mers după el, Iisus le-a primit bine, le vorbea despre împărăția lui Dumnezeu și vindeca pe cei ce aveau trebuințe de vindecare. Și vorbindu-le despre împărăție, i-a primit, pentru că voia să-i facă să înțeleagă felul în care Dumnezeu îi va primi în împărăția sa. Tot din Luca avem o imagine în capitolul 20. Știți că saducheii erau clasa politică, religioasă, conducătoare, de altfel erau și aristocrația vremii, și lor le convenea viața asta, într-un sens spus. O duceau bine. Și fiindcă ei nu credeau în înviere, i-au pus Domnului în față o imagine ipotetică, citim de la versetul 28, învățătorul, iată ce ne-a scris Moise. Dacă moare fratele cuiva având nevastă, dar fără să aibă copii, fratelui se ia de nevasta lui și se ridice urmaș fratelui său. Au fost dar 7 frași, cel din tâi s-a însurat, a murit fără copii, pe nevasta lui a luat-o al doilea și a murit cel fără copii, a luat-o al treilea și tot așa toți cei 7. Și au murit toți fără să lase copii. La urma tuturor a murit și femeia. Deci la înviere, și acum credeau ei că e proba de foc pentru Domnul, nevasta căruia din ei va fi femeia, fiindcă toți 7 au avut-o de nevastă. Cumva vreau să spună că dacă ar fi în rai, nu o să fie decât o încăierare. Și fiecare o să tragă, spune, băi, asta a fost nevasta mea, altul a fost a mea și așa mai departe. Și Domnul le spune, într-un mod foarte interesant, versetul 35, cei ce vor fi găsiți vrednici să aibă parte de veacul viitor. Nu se vor însura, nu se vor mărita, pentru că vor fi fii ai învierii. Și nu se mai pun astfel de probleme. Pentru că stările de aici care ne diferențiază în plan civil, social, economic și așa mai departe, dispar. Și unitatea va putea să fie perfectă. Doamne, ajută-ne să ajungem acolo. Va fi bine, bine de tot. Spune tot în Luca, mai întoarcem o foaie în Scripturi, 22 cu 24, 30, că s-au certat ucenicii care să fie mai mari.
Și Domnul se dă ca exemplu spunând că el care e mai mare, le slujește la masă. Ori în aceste condiții nici nu știi ce vrei, să fii mai mare sau mai mic. Cine-i câștigat? Cine se simte mai bine? Dar printre altele observați ce spune Domnul Hristos aici. Versetul 29, de aceea vă pregătesc împărăția cum Tatăl meu mi-a pregătit o mie. Așa se pregătește împărăția. Cu așa ceva se o seamănă, cu o masă în care aproape că nici nu știi cine mănâncă, cine servește. Cine e mare, cine e mic, pentru că este un loc al reconcilierii totale. Iată două caracteristici ale reconcilierii. În primul rând vreau să observăm că sfințenia, atributul fundamental al divinității, și păcătoșenia, starea cea mai specifică a omului, nu pot conviețui, de aceea iertarea de care am vorbit, în prim plan că este nevoie, este favoarea primară acordată omului alungat din prezența divină. Fără iertare, fără ispășire și toate cele ce urmează până la proslăvire, sunt absolut indispensabile ca reconcilierea să fie posibilă. Glorificarea noastră pornește de la iertare, când se iartă trecutul, când suntem îmbrăcați cu o haină nouă și când totul se pornește de la un început, binecuvântat, o naștere din nou. Isaia, când a avut viziunea tronului Dumnezeu și când a auzit cum se strigă acolo fără încetare, Sfânt, Sfânt este Domnul, ceea ce spune și cartea Apocalipsei, a zis, eu sunt pierdut. Eu și toți ceilalți oameni suntem necurați. Și ce operație s-a făcut în cazul lui Isaia? Un cărbune a fost atins de buzele lui și s-a spus, nelejuirea ta este ispășită, păcatul tău este îndepărtat. Asta este operația absolut necesară. Mulțumim Domnului că a hotărât să ne ierte. Dacă n-ar fi fost asta, nu se putea discuta să ne întâlnim vreodată. Păcătoșii nici nu-și permit sau nu vor putea măcar să-L vadă pe Dumnezeu. El este așa de sfânt, ochii săi atât de curați, încât nu pot să privească răul. Da, dar iertând, spunea Domnul prin profetul Balaam, când s-a uitat peste Israel, nu vede nicio fără de lege în Iacov. Cum nu vede? Da, pentru că i-a învățat principiul ispășirii, când păcatele se acopereau. Și spune Scriptura, noi citim din Noul Testament, Romani, capitolul 4, versetele 6 la 9, aici este favoarea care ne duce la reconciliere. Tot astfel și David numește fericit pe omul acela pe care Dumnezeu, fără fapte, îl socotește neprihănit. Ferice, zice el, de acelea căror fărădelești sunt iertate și a căror păcate sunt acoperite. Ferice de omul căruia nu-i ține Domnul în seamă păcatul. Fericirea aceasta este numai pentru cei tăiați împrejur sau și pentru cei netăiați împrejur? Reconcilierea e totală, nu numai pentru evrei. Dumnezeu a vrut să se îndure de toți. Și întoarcem paginile până la Romani 8. Ca să vedeți că în condiția iertării noastre avem drepturi depline să intrăm în acel loc. 8:33-34. Și pe aceea pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat și pe aceea pe care i-a chemat, i-a și socotit neprihăniți. Aici cade accentul, i-a socotit neprihăniți, iar pe aceea pe care i-a socotit neprihăniți, i-a și proslăvit. Și asta este accederea noastră în slavă. Deci ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? Undeva într-o localitate, o fată a greșit, a căzut în curvie, s-a născut un copil și cei din jur au repudiat-o. A rămas în izolare, nici nu s-a mai căsătorit toată viața. A crescut o fată ce a rezultat din acea relație și când avea sora, că s-a ținut de adunare, vreo 50 ceva de ani, i-a înțeles că Domnul o duce acasă și-a pregătit hainele pentru înmormântare și-a cumpărat sicriu și-a chemat pe două din vecinile ei, pocăite, fără astfel de antecedente, care încă oarecum nu uitaseră ce făcuse ea în tinerețe. Și le-a spus, să știți că eu mă duc la Domnul.
Eu n-am alte lucruri de lămurit, fata mea este la casa ei. Doar am vrut să vă spun, să vă rog pe voi, că să cei aproape, să știți cu ce haine să mă îmbrăcați și să anunțați pe frații. Că uite pe mine, Domnul Iisus mă primește, eu acum trec Iordanul, iată-L pe Domnul. Astea se uită la ea, ce vorbește așa? Dar când a terminat cât vă spuse eu, a închis ochii și a murit. Îi rece. A zis, cum a primit-o Domnul pe asta așa? Ce trecere frumoasă! Pentru că spunea Domnul Hristos că uneori curvele și vame și intră înainte la alții în Împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu este un loc al reconcilierii totale. Nu mai pomenește nimeni nici de păcate, dar nici de stări, când în viața am fost noi cineva. E și un loc al răsplătirii, dar nu sub acest aspect. De aceea, citesc în continuare versetele 33 și 34, am inserat aici întâmplarea asta ca să înțelegem mai bine ce scrie Apostolul. Cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este acela care socotește neprihăniți, bagă-i lui de vină. Cine va osândi? Hristos a murit. Ba mai mult, El a și înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Iată pe ce bază vom fi noi primiți în Împărăția lui Dumnezeu. O altă caracteristică, pacea, este un alt secret al intrării în Împărăția lui Dumnezeu, a regatului său veșnic și de aici unitatea. Spuneam în lecția întâi că neprihănirea e un prim secret. Cauți în Împărăția și neprihănirea, ajungi. Acolo sunt oameni selectați. Cauți pacea, unitatea, ambianța dragostei, sunt șanse să ajungi acolo. Pentru că aceasta va fi atmosfera în Împărăția cerurilor. Pacea s-a realizat între Dumnezeu și om prin plătirea prețului împăcării. Astfel este refăcută relația noastră, comuniunea trebuie să se extindă, să-i cuprindă pe toți cei mântuiți și astfel avem acces în mediul bucuriei și fericirii eterne. Iată ce scrie tot în Roman, capitolul 5, versetul 1. Deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos. Lui îi datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Dragii mei, în colectivitatea frățească, în mediul nostru familial sau colegial, este necesară instaurarea unei reconcilieri prin iertare și păstrarea păcii. Să nu creadă cineva că el o să se împace cu frate sau când o să ajungă în rai și o să se simtă bine surorile între ele după ce o să ajungă la masă acolo, că uitând de necazuri și în prezența Domnului doar nu o să se mai certe. Nu! Această stare de reconciliere trebuie să devină o realitate încă de aici. Dacă nu devine aici, n-avem acces, n-avem drept acolo. Spune Scriptura în 2 Corinteni, capitolul 5, și vă rog să ne gândim că aceasta are de-a face începând cu slujba de evangelizare, dar și cu alte domenii ale vieții de credință, a părtășiei frățești, 2 Corinteni 5, 18. Și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El. Au zis ce ofertă divină, ne-a împăcat cu El. Prin Iisus Hristos și ne-a încredințat slujba împăcării. Că adică Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine, accentuez cuvintele de împăcare, neținând în socoteală păcatele lor și ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei împăcări. Noi, dar suntem trimiși în puternicița lui Hristos, ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu și pe bună dreptate împăcați-vă unii cu alții. Este absolut necesar și fără aceasta nu se poate vorbi de mântuire. Apostolul Pavel scria Corintenilor, întâia sa epistolă, capitolul 1, că ei aveau fel și fel de daruri duhovnicești.
Și le scrie la un moment dat, versetul 7, nu duceți lipsă de niciun fel de dar în așteptarea arătării Domnului Iisus Hristos. Și totuși ducea lipsă de un dar, sau de o stare mai exact. Versetul 10. Vă îndemn, fraților, să aveți toți același fel de vorbire, să nu aveți dezbinări și ascultați la ce cote ar trebui să fie unitatea noastră, pacea. Să fiți uniți în chip desăvârșit într-un gând și o simțire. Pentru că scrie în capitolul 3 că dacă încă se certau, asta dovedea că sunt oameni lumești. Certurile sunt un specific a împărăției lumii acesteia. Știți că în chipul acela din Daniel era numai împărțele. Parte aur, parte argint, lut, pământ, numai nu se putea uni. Numai nu se putea omogeniza. Mi-amintesc de fratele Sucală că avea el o expresie, de fapt o explicație. Spunea că Domnului Hristos îi place pireul de cartofi. Și când auzeai, te întrebai ce vrea să spună. Zicea, creștinii sunt precum cartofii. Unul roșu, unul alb, unul galben. Unul mai mare, altul mai mic. Dar bucătarul merge și îi pune pe toți în coș, în timp ce ei se ceartă. Cum uneori ne adună Dumnezeu în adunare și fiecare se vede mai grozav decât altul, că el are mai multă școală, că e mai bogat, că e mai frumos, știu, e mai cult. Dar nu are treabă bucătarul cu comentariile lor și mai întâi vindecă de prima boală ce culoare au avut și îi curățește pe toți. Dar ei tot comentează că unul e mai mare decât altul. Îi vindecă de o doua boală, îi taie bucățele. Dar ei tot ce aduc aminte cum au fost. Și când auzi pe unul cu Dumnezeu spunând, tu știi cine am fost eu? Ce poziție am avut? Apoi îi pune la fiert. Și încet, încet uite cine au fost. Și apoi îi omogenizează de nu mai știi care, de unde, ce, cât, cine. În această stare se poate vorbi de comuniune, la care nu se poate ajunge decât prin reconciliere totală. Doamne, dă-ne har, așa să gândim, așa să facem. Spune Pavel, citesc din Filipeni, capitolul 2. Deci dacă este vreo îndemnare în Hristos, dacă este vreo mângâiere în dragoste, dacă este vreo legătură a Duhului, dacă este vreo milostivire și vreo îndurare, faceți în bucuria de plină și aveți o simțire, o dragoste, o suflet și un gând. Îți vine să zici că le scria Pavel la cei din rai. Cum cei din adunare pot să ajungă la așa ceva? Dragii mei, nu că putem să ajungem până săptămâna viitoare, dar trebuie să tindem înspre așa ceva. Asta înseamnă să uităm pe toți care nu ne-au salutat și ne-au făcut rău, pe toți care ne-au întristat cu ceva, să venim cu gânduri frumoase, cu cuvinte alese, în bunăvoință, în dragoste și să facem în felul acesta pregătiri pentru împărăția lui Dumnezeu. Amin? Ca să facem așa, citim și Coloseni 3. Cum se poate să privim pe altul mai presus decât noi înșine, nimic din slavă de șartă, din duc de ceartă. Coloseni 3 cu 12. Astfel, dar ca niște aleși al lui Dumnezeu. Noi am fost selectați. Dar selectați pentru ce? Selectați pentru o armonie sfântă. Să aveți o inimă plină de îndurare, bunătate, smerenie, blândețe, îndelungă răbdare. De ce acestea? Fiindcă sunt necesare în raport cu frații noștri. Poate unul dintre dumneavoastră vi se cere îndelungă răbdare până terminăm noi predica. Și nouă poate ni se cere îndelungă răbdare până împăcăm pe câte doi. Și uite așa, smerenie până să-l suporți pe altul și toate astea sunt necesare în atingerea acestui deziderat. Îngăduiți-vă unii pe alții. Și dacă unul are pricină, nu? Frate, mi-a greșit. Trebuie neapărat să-și ceară iertare. Și cu ce te ajută asta? Asta evidențiază că euul tău are nevoie de să acorde favoare. Dar mai presus de toate acestea, gândindu-ne la jertfa Domnului Hristos, îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura desăvârșirii. Deci în pace, în dragoste, se poate ajunge la această stare. Amin. Și să vă dau un exemplu. Știți că Dumnezeu a îngăduit să fie pus Saul împărat
Apoi a fost lepădat, a fost numit David și nu de mult aș citit în Biblie, de la 1 Samuel 16 și până în 2 Samuel capitolul 8. Sunt tot probleme legate de luptele interne din Israel și învingerea dușmanilor din jur, care afectau liniștea și pacea poporului ales. I-au trebuit lui David zeci de ani să fie confruntat cu aceste stări, până când abia spre finalul împărăției sale, știți că a domnit 40 de ani, a putut să dea fiului său Solomon un regat stabil, unit, prosper, și abia Solomon s-a bucurat de o vreme de pace. Acestea sunt imagini ale frământărilor, acestor probleme care durează până când se instaurează acel regat. Și vom vedea noi în lecțiile viitoare, în alte asemănări, că vremea lui Solomon, regatul bunăstării, păcii, al slavei, este o imagine a ceea ce va realiza Dumnezeu la cote absolute. Dar până să se ajungă la așa ceva, gândiți-vă la vremea lui David, la câtă frământare a fost necesară. Și în plan eschatologic, nu ni se vorbește despre această împărăție și profeții au vorbit despre ea. Citeam în cartea fratelui Paul Brandt despre un indian lepros care s-a convertit după multă muncă de evangelizare a mamei sale, a mamei fratelui medic. Boala a fost stopată, în urma unor intervenții i s-au redat în parte funcția unor organe, în mod deosebit era vorba de mâini, lepra afectează și zona ochilor, erau vizibili cei afectați. Și ceilalți din comunitate, cum oricum India este o țară cu caste, cu diferențe foarte mari, îl respingeau. El era un om care își declarase credința în Dumnezeu, dar se uita cu reținere la ceilalți și avea impresia că, de fapt, toți îl consideră pe el inferior. Dar într-o zi, fratele acesta, de origine engleză, medic, l-a luat și s-a dus cu el la o adunare de oameni sănătoși. I-a avertizat pe frații care aveau cina că boala lui nu este contagioasă, că este creștin adevărat și pot și ei să se împărtășească. Au ajuns mai repede, s-au pus mai în spate, niște frați binevoitori au chemat mai în față, au stat lângă ei și împreună au urmărit în cartea de cântări laudele Domnului, au dat mâna cu el, la urmă s-au împărtășit și îl urmărea fratele medic pe acel indian a cărui față se însenina, cum scrie în 2 Corinteni 3, din slavă în slavă, și la sfârșit a zis: ăștia toți sunt frați cu mine? Dar m-au acceptat cu toată inima, așa am citit pe fețele lor. Da, în primul rând Dumnezeu, îngerii, toți sfinții ne vor accepta și ne vom simți în largul nostru în împărăția lui Dumnezeu. Binecuvântată stare! Închei spunându-vă că Dumnezeu, Stăpânul Universului, are în vedere o desăvârșită unire în forurile cele mai înalte de conducere, dar aceasta este și o dorință absolută a tuturor credincioșilor. Spune Scriptura, noi trebuie să ne rugăm: Doamne, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, ca și pe pământ, o unitate perfectă. Și Psalmul 122 este o imagine foarte frumoasă al acelor stări. Spunea David: mă bucur când mi se zice, haidem la casa Domnului. Dar de ce? Pentru că Ierusalimul e zidit ca o cetate făcută dintr-o bucată. Cum dintr-o bucată? O evidență au acestei unități, acestei armonii. Și aplicativ pentru noi, până vom ajunge acolo, scrie în versetul 6, rugați-vă pentru pacea Ierusalimului. Cei ce te iubesc să se bucure de odihnă, pacea să fie între zidurile tale, liniștea în casele tale domnești, ar parafraza eu spunând să se împace bine frații de slujbă, să aibă îndurarea Domnului în casele lor, apoi în grupuri, în formații, din pricina fraților și prietenilor mei, doresc pacea în sânul tău. Din pricina casei Domnului Dumnezeului nostru, fac curări
pentru fericirea ta. Doamne, ascultă-ne! Pentru că reconcilierea va instaura domnia luminii. Ce înseamnă lumină? Tot se văd bine. Întunericul te face să crezi că e ceva și ce nu e. Te face să te ascunzi, să fii bănuitor. Lumina înseamnă transparență, dar mai înseamnă și căldură, bunăvoință, dragoste, amabilitate. Spunea Domnul prin profetul Isaia, întunericul nu va stăpâni veșnic pe pământ. Se va instaura domnia păcii, prin Domnul Hristos lăudat să-i fie numele. Și închei citind din Efeseni, capitolele 2 și 3, unde este scris puțin despre ce am fost și ce vom fi. Efeseni 2, citesc de la versetul 11. De aceea voi care altădată erați neamuri, numiți netăiați împrejur, de ceea care se cheamă tăiați împrejur. Versetul 12. Aduceți-vă aminte că în vremea aceea erați fără Hristos, observați câte minusuri, fără drept de cetățenie, străini de legămintele făgăduții, fără rădejde, fără Dumnezeu. Dar acum, în Hristos Iisus, pentru că își vă spuneam, caracteristica primă acestei reconciliere este iertarea. Și după iertare, la Dumnezeu vine iubirea în pace, în armonie. Scrie aici versetul 16. Și-am păcat pe cei doi cu Dumnezeu, unitate pe verticală, pe orizontală, într-un singur trup prin cruce, prin care a nimicit și vrășmășia. 18 acum, căci prin el și unii și alții avem intrare la Tatăl într-un duh, așadar voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai case, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții oameni din casa lui Dumnezeu. Și din capitolul 3, versetele 6 și 7, că adică neamurile sunt, și din nou apare expresia, împreună moștenitoare cu noi, alcătuiesc un singur trup, ce simbol al unității. Iau parte cu noi la aceeași făgăduință Hristos sus prin Evanghelia aceea cărui slujitor am fost făcut eu, după darul harului Dumnezeu dat mie prin lucrarea puterii Lui. M-am bucurat și eu după harul dat mie, ca învățător în seara asta și altora alte dăți, să vă vorbim despre bucuria și părtășia la care Dumnezeu vrea să ne ducă. Să ne dea Dumnezeu harul, să putem ierta și noi, și să ne luptăm încă de aici să atingem cote cât mai înalte în părtășia sfântă. Amin.